Este foarte importantă. E cea mai importantă investiție din portul Constanța. Această investiție va crește capacitatea de operare în portul Constanța, nu doar în terminalul nostru, va solidifica poziția noastră geostrategică ca poartă de intrare a est a Europei, pe unde fluxurile de mărfuri vor veni din Asia, din Orientul Mijlociu, într-un mod mult mai eficient, nu doar pentru România, Moldova, Ucraina, Serbia, dar și pentru Ungaria, Austria și Germania, respectiv restul Europei. Cu cât a crescut cererea? Pentru că mă gândesc că a crescut cererea dacă faceți o investiție atât de mare. Noi creăm acum un business nou. Deci noi nu înlocuim ceva ce a mai fost. Creăm o capacitate suplimentară. Noi venim cu o soluție nouă ca alternativă la traficul care are loc terestru, pe auto, prin camioane care vin din Turcia, tranzitează Bulgaria, stau la graniță cu zilele. Noi venim cu o alternativă mult mai eficientă în sensul de predictibilitate, de performanță, productivitate. Există așadar cerere? Există o cerere, dar ca alternativă. Deci noi încercăm să aducem fluxurile de mărfuri prin portul Constanța, fluxuri care nu vin prin portul Constanța. Ce fel de mărfuri? Orice marfă, în prelate se încarcă orice. Avem foarte multe industrii, de exemplu, industria constructoare de automobile. Își aduce sub ansamble de peste tot, din China, din Turcia. Avem retail-ul, avem legume și fructe care vin din Turcia. Turcia e un mare furnizor pentru România. Foarte mulți logisticieni își organizează fluxurile de mărfuri care ajung în centrul Europei prin România. Chiar dacă destinația mărfii nu e România, dar prin România. De ce? E mai eficient. De ce? E mai rapid. De ce? E mai predictibil. Și nu uitați că portul Constanța este un port european. Din perspectiva chiar și aderării la Schengen, noi în portul Constanța suntem pregătiți. Avem scanere acum, avem capacități de control și de la anul vom avea și mai performante, de 10 ori mai performante ca și viteză, ca și eficiență. La cât se ridică investiția? Investiția va depăși 70 de milioane de euro. Aici va fi noua platformă de depozitare a terminalului nostru, o suprafață de 16 hectare. Destinația principală este un terminal RoPax, RoRo, și de asemenea platformă de depozitare pentru mărfuri speciale. Bineînțeles, în cadrul proiectului reabilităm și 3 dane în lungime de 550 de metri, iar ca dotări speciale pentru zona, pentru terminalul nostru de containere, cât și pentru terminalul RoRo, vom avea un scanner drive-thru care va ușura partea de inspecție a mărfurilor, atât din containere cât și din camioane, reducând timpul de așteptare și permițând eliberarea mărfurilor către clienții finali în cel mai scurt timp. Scannerul va fi conectat direct la autoritățile vamale, astfel încât inspectorii vor avea instantaneu informația legată de mărfurile din containere.